Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Vorbim astăzi despre un eveniment unic în România, adus la Cluj de Create Act Enjoy din Cluj și de Immersive Theatre din Londra. Este vorba de Memodrom Rădăcini, povești ale unor oameni reali, povești reale despre identitate. Povestim cu Diana Buluga și cu Anca Doții. Bine ați venit la Transilvania Culturală. Cum a început Memodromul și cum a ajuns la Cluj și de ce identități? Bine v-am găsit! I-a luat destul de mult Memodromului să ajungă la Cluj, pentru că vine de departe și povestea lui începe la Londra. Memodrom a devenit o tehnică de teatru aplicat și a devenit prin cercetarea mea doctorală, pe care încă o pregătesc la Londra și mă apropii de sfârșit. Conține trei spectacole. Proiectul meu de doctorat conține trei spectacole: Memodrom Incubator, Memodrom Home și Memodrom Rădăcini. Toate cele trei spectacole tema celor trei spectacole are legătură cu identitatea românească. Și asta pentru că odată ajunsă la Londra, eram deja intrată la doctorat, aveam deja studiul memoriei și studiul teatrului aplicat ca puncte de referință, dar m-am trezit eu ca identitate într-o postură inedită și aceea de exilant, într-un fel. M-am întrebat de ce. De ce mă simt că aș trăi ca între două lumi și permanent de ce rătrăiesc acest sentiment și de ce ceilalți ca mine, români care trăiesc în diaspora din UK, simt o deconectare față de casă și în același timp o melancolie extraordinară față de lumea pe care au părăsit-o. Și astfel s-a născut acest proiect prin care am încercat să mă uit ce s-a întâmplat cu noi după perioada comunismului. Cum ideologia comunistă ne-a transformat, ne-a refăcut comportamentul cultural și cum ne-a transformat pe noi ca oameni care, înainte de asta, în istoria noastră, credeam despre noi că suntem niște victime ale invaziei din exterior. Și dintr-o dată, ca diasporă, ne-am trezit la Londra că suntem percepuți ca niște invadatori care am venit să preluăm locul, să cucerim această țară imperialistă, mare, grandioasă, noi niște oameni care ne simțeam niște victime și niște oameni fără un loc al nostru, fără casă. Ți-am zis că am împărțit în trei capitole acest proiect și am început să documentez, să iau interviuri românilor care au plecat din România. În prima parte, cei care au plecat înainte de 89, cei care au fugit, și aici mă refer la exilul forțat. Apoi m-am uitat în zona migrației și am ales acest capitol din proiect Exilul ales. Și apoi vroiam să mă reconectez la ceea ce înseamnă identitate românească prin casa pe care am părăsit-o pentru o vreme și am vorbit despre exilul imaginat. De ce imaginat? Pentru că am sentimentul că mulți dintre cei care au rămas acasă sunt oameni care, mulți dintre, nu toată lumea evident, dar sunt oameni care simt că nu sunt cu adevărat români sau că nu se conectează la identitatea românească, că nu se identifică cu aceste valori și spectacolele pe care le-am făcut prin deconectarea pe care o percepeam eu în lucrurile pe care mi le spuneau, mi-am dat seama că este de fapt o mare nostalgie identitară și un mare drag de identitatea românească. Deci acest exil imaginar este imaginar prin sine, pentru că ei de fapt se simt foarte acasă, foarte
legați de această lume. Diana, cum ai ajuns tu în Memodrom? Te-ai întâlnit cu el la Londra și care a fost participarea ta la Cluj? Da, colegii de la Immersive Theatre ne-au invitat în luna februarie să luăm parte la Memodrom Home. Atunci am fost într-o vacanță de studiu, dacă pot să-i zic așa. Am asistat inclusiv la o parte din pregătiri, cât și la performance-ul în sine, urmând ca după eu alături de Cristian Pascariu să gândim și să punem cap la cap ce am învățat acolo pentru a implementa, dacă pot să zic așa, și aici conceptul de Memodrom. Aici am mers pe tema rădăcini, dar asta e tema mare, cunoscându-i pe cei șase cu care am lucrat, tema asta a căpătat foarte, foarte multe nuanțe și valențe. Mă gândeam că discutam cu Anca și zilele trecute și mă gândeam la faptul că nu am avut un procedeu de selecție foarte, foarte bine pus la punct, adică nu exista, ok, am 10 liniuțe pe foaie, cine îndeplinește cerințele respective intră în Memodrom. M-a atras la cei șase, pentru că îi cunoșteam dinainte, m-a atras faptul că erau foarte diferiți unii de ceilalți și așa cât îi cunoșteam eu, simțeam la fiecare că e o poveste mai consistentă, mai mare în ei. Am lucrat aproximativ două luni, aș putea spune, în sensul în care a fost perioada asta de selecție a celor șase performeri, după care a fost prima tură de interviuri. Împreună cu Anca am gândit un set de întrebări care să devină firul lor roșu în poveste. Au fost primele interviuri, după aia am făcut două ateliere cu ei, două workshop-uri, în care am lucrat tot felul de exerciții, de la a scăpa un pic de emoții până la a-și cerceta singuri zonele astea din trecutul lor. După care a urmat cel de-al doilea interviu și prezentarea de sâmbătă, unde m-am simțit foarte bine și foarte mândră de ei. Din punctul meu de vedere, s-au descurcat extraordinar. Cum au fost poveștile și cum ați lucrat după ce ați făcut workshop-ul, ați dat frâul liber, cât a fost organizat cu minte și cât a fost vorba de improvizație în poveștile lor? Asta probabil vom ști 100% după ce avem o ultimă întâlnire cu ei, să vedem și feedback-ul din partea lor. De exemplu, întrebările le-am construit pe trei capitole mai mari, dacă pot să zic așa. Primul viza copilăria, ce înseamnă acasă, ce însemna acasă în copilărie, amintiri dragi legate de familie și de rădăcini, practic, de rădăcinile din care te tragi. După aia, partea a doua viza perioada comunistă. Aici a fost foarte interesant din punctul meu de vedere, pentru că am avut trei persoane care au simțit perioada comunistă, pentru că aveau o vârstă mai mare la perioada respectivă, și am avut și celelalte trei persoane care erau foarte, foarte mici în perioada respectivă, și atunci poveștile lor sunt total diferite. Poveștile lor sunt din ce au auzit de la părinți, din ce au cercetat după despre perioada respectivă. La ei e mult mai înrădăcinat sentimentul anilor 90, de exemplu. Și să revin, cel de-al treilea capitol viza prezentul, ce înseamnă pentru ei România în momentul de față, cum se simt fiind în România, dacă s-au gândit sau nu vreodată să plece din țară, dacă s-au gândit de ce, care erau motivele pentru asta. Cred că, apropo de ce mă întrebai mai devreme de improvizație, cu siguranță
în timpul performance-ului a apărut improvizația și să zic de ce, pentru că publicul avea două opțiuni. Putea să stea în zona de ascultare și doar să asculte poveștile respective sau putea să intre în zona de întrebări și răspunsuri. Și atunci asta îi oferea oportunitatea de a interacționa direct cu cel din fața lui. Iar evident că întrebările nu au fost tot timpul tot în cele trei capitole gândite de noi la început. Deci e clar că au fost întrebări care au deschis alte punți de amintire. Încă vreau să te întreb cum au fost pentru tine și care au fost provocările și mai ales care au fost lucrurile neașteptate care au ieșit din acest experiment. Adică sunt mari diferențe dintre tine care ai plecat și vezi altfel lucrurile și revenirea la rădăcini și cei care au rămas aici, fie că au vrut, fie că n-au vrut să plece. Pentru mine, provocările au stat în tehnica în sine, pe care am dezvoltat-o mai puțin în povești și să îți spun de ce, sau să încerc să clarific. Propunerea acestei tehnici, pe care am numit-o Memodrom, și am numit-o așa pentru a articula acest sens al memoriei și acest spațiu al memoriei care vine și pleacă. Și de ce este încadrat, de ce spun eu că este încadrat în drama aplicată? Există foarte multe sau există multe varietăți de drama aplicată și există ceea ce se numește Theater of Testimonies, teatrul mărturiilor, care la rândul lui cuprinde mai multe formule, cum e teatrul reminiscențelor, care folosește mărturii ale oamenilor mai în vârstă ca suport sau bază pentru materialul dramatic. Teatrul verbatim, unde folosești exact cuvintele pe care le spune cineva. Și acum, de exemplu, Memodrom. Ceea ce este diferit în Memodrom este că nu există artistul care produce un spectacol de tip Memodrom, nu este un interpret al cuvântului, al mărturiei cuiva, nu mediază mărturia cuiva, ci facilitează celui care a trăit o experiență să-și poată spune memoria în fața unui public. Iar acest public devine un martor empatic, atâta timp cât poate trece acele limite de proximitate de care vorbea Diana, cu zona de ascultare sau zona de întrebări. El devine un martor empatic și aceasta m-a interesat foarte mult, relația dintre cel care mărturisește direct și spectatorul care i-a devenit martor. Propunerea pe care o am în Memodrom și ca tehnică dramatică este de a folosi istorie orală și mărturie directă, care este performată fără a fi arhivată, fără a fi înregistrată. De aceea am folosit interviuri pentru a-i ajuta pe performer să structureze o poveste, dar între cele două interviuri care s-au făcut înainte de spectacol, i-am rugat să nu scrie absolut nimic. Și chiar am vrut să urmăresc cu curiozitate de cercetător dacă memoria se schimbă, pentru că, evident, memoria e volatilă, e contextuală, s-ar putea să fie cu un eveniment, să fie cu totul altceva în fața unui martor sau altul. Acum, din punct de vedere tehnic, nu m-am temut foarte tare în Anglia, în Londra, pentru că oamenii sunt deja exersați să interacționeze, să răspundă foarte direct și prompt intervențiilor participative. Oamenii veneau la spectacol, au citit ghidul, exista un ghid de utilizare, au citit ghidul, bun, știm ce avem de făcut, o să interacționăm, o să punem întrebări, ascultăm și se creează această relație între performer și public. Aici mă temeam puțin pentru că zona asta performativă, aceste strategii performative nu sunt încă ceva foarte familiar publicului românesc. Ce mă temeam, s-ar putea să fie? Este, da.
Sunt forme teatrale de intervenție sau cu interacțiune unde cumva cam știi că te poți lăsa pe mână performerilor să te ajute să interacționezi. Aici nu. Aici e cu totul diferit. Intervenția era autodirecționată. Nu era nimeni să te susțină într-un fel, în afară de ghid, de acest ghid de utilizare, până unde poți participa, până unde deveneai un performer, dacă ți doreai să, dacă alegeai să-ți pui și tu memoria și să intri în dialog cu performerului, deveneai tu la rândul tău un performer. Și asta este încă o zonă de o strategie performativă care nu este extrem familiară. Este mai puțin familiară, cred eu. De aceea mă așteptam ca intervențiile să fie puțin mai discrete. Nu a fost așa, lumea a interacționat la fel de natural. Au înțeles rapid ce aveau de făcut, au început să navigheze și să exploreze spațiul, ca și cum ar fi spațiul lor, un spațiu pe care îl cunoșteau de la început, și să creeze legătura cu performerii imediat. Publicul a fost foarte curios să afle poveștile și mi-am dat seama că da, este o nevoie de empatie și de intimitate pe care publicul românesc este dispus să o exploreze. Asta și pentru că a fost educat în ultima vreme. Pentru că l-am văzut crescând și cu Create Act and Joy, dar și cu Tom Dimash, de exemplu. Îmi amintesc, chiar am văzut publicul crescând și învățând să participe. Anul acesta la Tom Dimash, cred că a fost un spectacol în care n-au existat performeri, dar publicul a fost singur care a dus statul, a dus spectacolul și de aceea eu n-aș fi avut nicio emoție că publicul se va implica și mă bucur că s-a întâmplat asta. Vreau să vă întreb ce ați descoperit ca și cercetare în legătură cu identitatea românească și nu știu cât de greu sau cât de ușor e să nu treci în românisme cu daci și cu identități și cu românii care sunt extraordinari și cei mai buni, sau în partea cealaltă cu de la excepționalism la cele mai rele lucruri care se pot întâmpla. Și de asemenea îmi vine în minte argumentul lui Cioran la Noica, care spunea, Noica spunea de sentimentul românesc al ființei și Cioran zicea, dar de ce n-ar fi și cel uruguaian al ființei sau al oricărui stat? Care au fost pentru voi cele mai interesante lucruri care au rezultat din experimentul acesta? Am încercat să abordez identitatea românească ca poveste individuală. Aș putea să spun ce simte fiecare om în parte cu care am lucrat, dar n-am ajuns încă la concluzia finală despre identitatea românească în sine și nici nu este locul meu să o fac. Tehnica aceasta pe care am propus-o este o platformă în care oamenii să afle despre sine, să aibă o platformă în care le este ușor să comunice cu alți oameni ca ei despre identitate și despre cine sunt ei în momentul ăsta sau în viitor și cum trecutul i-a ajutat sau i-a determinat să fie ceea ce sunt. De exemplu, una din întrebările importante pe care le aveam în spectacolul din Londra era ce este și unde este acasă. Și poveștile sunt atât de variate. De exemplu, memoria este acasă. Limba mea este acasă, familia, părinții, pământul, e un loc, dar există, cel puțin în diasporă, o nostalgie teribilă pentru România. Dacă îi întrebi, majoritatea s-ar întoarce oricând, dacă ar putea să se întoarcă, dar există acest trăit între două lumi. Simt că m-aș întoarce, dar simt că nu e momentul potrivit să mă întorc. Cred că ceea ce a fost fantastic la Londra a fost că au fost românii care au venit
la spectacol, poate un pic suspicioși la început. Mi-au spus la plecare, mi-era puțin rușine, mi-era rușine că sunt român și acum mă simt mândru că sunt român și că ne-a arătat că avem cu ce ne mândri. Am încercat să dezvolt această temă, pentru că poate știi această auto-ironizare, auto-cinism pe care îl avem românii și această auto, nu pot să spun ură, dar negare de sine și ne face să-l negăm și pe celălalt. Adică cuvântul românism deja are o conotație negativă. Iar eu am încercat să iau aceste conotații negative și să arăt partea pozitivă a lor. Adică e frumos că sunt românisme, că se întâmplă niște românisme acolo. Și mi-au spus, oamenii ăștia pe care i-a ales sunt niște oameni foarte frumoși. Uită-te la ei, uită-te cât sunt de frumoși. Iar eu mi-am dat seama, pentru că știam cum am făcut castingul. Am făcut castingul în așa fel încât să acopăr geografic, să acopăr cultural și, în general, să fie oameni cu caractere fiziologice apropiate de ceea ce, de mine, de familia mea, de prietenii mei, de oamenii din comunitatea românească din Londra. Și le spuneam, nu, ei sunt exact ca și voi. Și ar fi putut fi povestea voastră acolo. S-a întâmplat doar să nu ne întâlnim. Dar mi-am dat seama că ceea ce ajută teatru și ceea ce ajută spectacolul, de fapt, este să pui un cadru. Și în momentul în care chipul și personalitatea, identitatea unui om este într-un cadru și într-un context, mă ajută să privesc cu distanțare și să văd aceste lucruri frumoase. Mă ajută să mă focalizez, eu ca spectator, să focalizez și să dau atenție. Și cred că ăsta este marele succes al metodei, acelea de a pune în ramă, de a crea o anumită distanță pentru observație și reflexie, și pentru ca apoi să producă apropierea intimă prin care sunt curios să aflu mai mult despre cel din fața mea și să-i pun întrebări și să dezvolt cu el o cunoaștere dincolo de cuvinte și de rațiune.